filmare așa. Suntem la o altă colonie. Și ce am vrut să vă zic la această colonie? Aceasta este o colonie care a iernat în 3 rame. Nu vroia să dea înainte niciun fel, târziu de tot, așa se mișca ea mai încet. Și am zis, hai să-i dăm o șansă. Și am ținut-o strâns, până când am considerat eu că e bine. E greu de explicat acest lucru, vede fiecare în stupina lui. Dar ia să vedem puietul acestei rezine. Ia uitați, puiet. Deci o ramă de puiet, da? O regină care a iernat așa pe 3 rame. Acum nu știu dacă e bucurie sau tristețe la ora asta să vezi atâta puiet. Hai să vedem și pe rama de plastic. E clar că la un moment dat ăsta o să aibă gânduri de copac. Dacă crește, l-ai ținut strâns, a avansat, s-a mulțit și dintr-o dată o să facă borci, da. E la mod acum. Adică e perioada borci. Iată rama de plastic cum este oată. Foarte fain. Deci placă. Da. Avem. Aici avem și matca. A eclozat puiet, a început să-i blocheze, dar nu-i biker. Acum ea a fost odihnită, fiindcă a luat doar pe câteva rame la început. Este o matcă odihnită. Mulți nu sunt de acord, să zic așa, cu... Avem și fum. Acolo, de amăgire. Și să-i dăm două foi, acum dacă am văzut ce poate o mască iernată pe 3 rame. Miere, păi nu prea pot să sper la miere prea multă de la ea, dar sper că va intra foarte bine iarna, adică să aibă cu ce trece iarna următoare, adică sper avea la anul viitor, ceva miere de la ea. Bun, a primit și ea o foaie la construit, aceea vrea să o mai văd. Aceasta e foaia care a primit-o la ultima vizită. E foarte plăcut să o vezi că este oată și cu coroniță de nectar. E foarte plăcut. M-a interesat să văd dacă are larvar pe ea ca să știu unde să-i dau următoarea foaie. Sincer, eu mă bucur mai mult la ăștia pitici așa când îi văd că prind forță. Au putere și avansează. Aia mare, la e mare, intră în friguri, ai terminat cu el. Ăsta merge înainte. Bun, aducem foaia. Ați văzut cei care am topit niște ceară, deja avem foaia băgată în ramă înapoi. Punem aici o foaie. Și mai punem o foaie în capătul celălalt.
iată ce frumos crește o colonie micuță, adică asta nu mai e micuță, asta va trebui să-i mai iau din puiet peste vreo 2 săptămâni. Eu acum îl umplu, să zic așa, îi pun o foaie aici, așa, și ca să nu-i mai pun diafragmă, îi mai pun o foaie în capăt. Când puneți, se întâmplă să puneți foi în capete, să veniți să le întoarceți la un moment dat. Iată, stucul e plin și știți, e bun de vânzare ăsta, dar nu vindem acum albine. Îl țin așa 2 săptămâni și îl vind cu 500 de lei, da? Iernat pe 3 rame. Fiindcă foile vor fi crescute, astea vor fi cu puiet. Și în 2 săptămâni îl poți face de 500 de lei, fiindcă va fi mare, frumos, nu e intrat în friguri. Cam asta este. Bun. Avem o singur oxalic la el, fiindcă a fost pe 5 rame când am pus oxalicul. Pe 1 mai. Da. Și când o să mai vin cu oxalicul, am mai primit. Bun, cam atâta și la această colonie micuță. Am vrut să vă arăt că se pot dezvolta foarte, foarte frumos și aceste colonii și bun de vânzare, mai bine zis. Bun, cam atâta, până data viitoare, numai bine!